astăzi. A mai fost prima tranșă din asistența financiară pentru Republica Moldova. Așadar, guvernul a aprobat eliberarea primei tranșe în valoare de 60 de milioane de euro în data de 24 august 2016 din asistența financiară rambursabilă pentru Republica Moldova. Acordul privind asistența financiară rambursabilă dintre România și Republica Moldova în sumă de până la 150 de milioane de euro a fost ratificat prin legea 91 din 2016, așa cum a fost completat prin schimbul de scrisori între prim-ministrii României și Republicii Moldova în data de 30 ianuarie. Prin schimbul de scrisori, cele două părți au convenit și o serie de obligații din partea Republicii Moldova pentru eliberarea primei tranșe, cum ar fi stabilirea unei foi de parcurs pentru ajungerea la un acord cu Fondul Monetar Internațional, inițierea unui pachet legislativ pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, lansarea unei analize sistemice a vulnerabilităților din sistemul bancar și fixarea unui calendar legislativ de corectare a acestora. De asemenea, prin schimbul de scrisori s-a mai cerut prezentarea unui plan de actualizare și aplicare a strategiei de reformare a sectorului justiției și a strategiei naționale anticorupție din Republica Moldova. Stadiul progreselor în îndeplinirea măsurilor și condiționalităților menționate a fost urmărit de Guvernul României și decizia de astăzi urmează acestei urmărirea planului de acțiuni.